Nu icoanei vorbitoare. Dumnezeul nostru sfânt a rostit câte un cuvânt și-au luat ființă toate lucrurile minunate. N-au uitat nimic să facă, numai nouă să ne placă, să trăiască în armonie soțul cu a lui soție. Dar cunoaștem din scripturi că cele două făpturi, Adam și cu Eva, frate, n-au avut prea multă parte de pacea lui Dumnezeu, că a venit acela rău, șarpele, cel plin de fiere, și i-a dat la Eva mere. Mere din pomul oprit de cel viu și veșnic sfânt, Eva, soția minunată, care de Domnul i-a fost dată, să-i facă lui Adam plăcere, i-a dat și lui să mânce mere. Și lui Satan cel răit, atâta doar i-a trebuit. Căci a știut el mai apoi cum să-i atragă pe cei doi, să-l mintă chiar pe Creator, că nu este din vina lor. Și uite așa, de atunci mereu s-a tot luptat acela rău, a încercat el cu de toate să țină lumea în păcate. Și ca să pună stăpânire pe întreaga omenire, cu băuturi amețitoare, de sfrâu, ură, de străbălare, minciuni, furturi și curvii, crime, avorturi și urgii, lăcomie și închinare la idolii din icoane. Mai ales la un anume și-a umplut această lume icoana cea colorată care o are lumea toată, cu ecran și cu sonor, se cheamă televizor. Dar noi știm de la Domnul că se cheamă Belzebul. După ce îl aduci în casă, Belzebul se instalează sus pe masă, cocoțat, ca să fie observat. De dimineața la sculare, până noaptea la culcare, de tăticul, de mămica, de copii și de bunica, acum poate o să zâmbiți de cele ce auziți. Ca și frații pocăiți, se lasă și azi înrobiți și privesc la iconiță, uitând de sfânta credință. Biblia ce o au în casă, care a stat pe aceeași masă, chiar și harfele din care mai cântau câte o cântare, prin sertare au fost puse, fiindcă știrile aduse prin icoana vorbitoare sunt mai nou, mai noi, mai de valoare. Biblia nu mai contează, nu mai ține mintea trează, tot ce scrie este vechi, nu-ți mai place la urechi, pe când, privind vreun canal, vezi ceva mai actual, știri, filme, telenovele, ce te otrăvești cu ele. Nopți și zile tot privești la atracții diavolești și acaparat la culme, tot interesat de lume. Dintr-o dată te trezești că începi ca să vorbești cu cei care ți ies în cale de icoana vorbitoare și faci placul lui Satan, spui ce ai văzut pe ecran. Chiar la frați și la surori le vorbești de multe ori noutăți ce ai strâns, cât ai strâns destul, cât ai sta cu Belzebul. Tu care vorbeai frumos despre Domnul Sfânt Hristos, acum găsești că e bine să vorbești ca cei din lume. Ai uitat cuvântul, frate, din a lui Isaia carte, capitolul 5 cu 20, recitește și ai să vezi. Și când Biblia citești, Apocalipsa ocolești, la capitol 13 cu versetul 15. Nimeni nu mai predică, fiindcă o piedică, iconița vorbitoare, care încă, frățioare, stăpânește peste tine, și asta se vede bine, că nu poți să scoți afară pe Satan cu a lui momială, și prin asta să știi, frate, să vâșești multe păcate. Cum să te vadă lumină, vreun prieten, vreo vecină, care vine în casa ta și te vede tot așa, cum erai când n-ai știut de cuvântul celui sfânt?
tot cu Belzebul pe masă, cu antena sus pe casă și cu cabluri pe la uși și cu ochii țintă puși la secvențele pe ecran oferită de Satan. Oare crezi că Dumnezeu mai privește în cortul său când îl chemi în disperare, e lângă icoana vorbitoare, când îl chemi în ajutor, oare vine repejor? Îți dă banii repede pentru abonamentul TV și pentru curentul care l-ai consumat frățioare cu icoana vorbitoare? Azi întreabă-te tu oare, cât din timpul care-l ai preferi lui Satan să-l dai? Ore, zile și minute, care-s cu cel rău pierdute, dacă ai sta în rugăciune sau să mergi la fapte bune, dacă ai merge la spital, la văduvă, la orfan, fiindcă Domnul aici are nevoie de fiecare. El nu vrea ca să privești la programe diavolești, la lucruri ce nu zidesc și care nu întăresc, nici să chem numele său unde-l ții pe cel rău, fiindcă Domnul nu va sta lângă iconița ta, la care te închini mereu în cinstia lui Dumnezeu. Fiindcă tot ce stăpânește și în viața ta domnește, se numește închinare la idoli. Deci, frățioare, dacă l-ai încă în casă, pe Satan urca pe masă, să știi că e bai cu tine, chiar de te super pe mine. Eu îți spun că te iubesc și vreau ca să moștenesc cu tine împărăția, împreună cu Mesia. De aceea eu cu tine vom zice o rugăciune la preanaltul nostru Tată, care încă te mai iartă, că ai păstrat în casa ta, lângă Sfântă Biblia, o cutie poleită și de Satan oferită. Zi și noapte să privești, ca să nu mai reușești în cuvânt să te adâncești și pe Domnul să-L slujești și în timpul care-L ai, cel mai mult Lui să-I-L dai. Fiindcă, dragă frățioare, încă nu este sub soare un om ca să reușească și deodată să privească sus pe Domnul nostru mare, jos icoana vorbitoare. Ori știm bine că am citit despre Petru ce-a pățit, cât la Iisus a privit, drept pe apă a pășit, iar când ochii și-a întors, Petru se ducea în jos. Tot așa cu ochii care privesc icoana vorbitoare și noi știm că Domnul a spus, ochiul tău trebuie scos, fiindcă ochiul îmbolnăvește, trupul tot și-l otrăvește. Deci să știți, nu vă jucați, fiindcă n-o să fiți luați de Domnul Iisus pe nori din față de la televizor. Deci vezi unde-ți ții privirea, că astfel ai să pierzi răpirea. Și cum știm că va veni ca un hoț, noi nu vom ști clipa când apare norul ca să închizi televizorul. E mai înțelept să știi, dacă vrei în veșnicii, ia cuvântul serios, să ai parte cu Hristos. Fii de acum vegheator și scapă de televizor. Când ajungi acuși acasă, du-te direct către masă, ia-l pe cel rău de pe tron, du-l direct la tomberon, dar nu întreg, ci fă-l să știe cum ți-a făcut și el ție, că ți-a furat frumușel bănuții din portofel, pe cablu și pe curent, apoi pe abonament, pe antenă, pe antene sau releu, ca să-L uiți pe Dumnezeu. Acum, fă-i și tu la fel, scoate ce găsești prin el și strică-l așa de tare ca să nu se mai repare, să n-ajungă în altă casă, să se urce iar pe masă și așa gol și stricat, du-l afară imediat și toți cât sunteți în casă, puneți Biblia pe masă și pe genunchi mulțumiți, fiindcă ați fost izbăviți de un duh ce v-a ținut în fața lui Belzebul.
când vei vrea să-l scoți afară, dacă vine răul iară, dacă vine să-ți șoptească, iar să te ademenească, mustră-l, frate, apăsat, ca să plece rușinat. Și dacă mai insistă, frate, tu să-i spui așa, că icoana vorbitoare n-are har, nu-i hrănitoare. Și-o arunci fiindcă dorești cu Iisus să moștenești și vrei ochii tăi să fie la viață în veșnicie. Și cum calea-i strâmtă tare, nu poți cu televizoare să înaintezi pe ea. Deci te rog să faci așa, scoate-l pe Satan afară și scapi și de cheltuială, fiindcă ai pierdut destul cât ai sta cu Belzebul. Răscumpără timpul care ai stat la icoana vorbitoare. Nu încerca să mai amâni, că nu poți la doi stăpâni să le slujești cu credință și apoi știi, în pocăință, Domnul a cerut așa, să-i dai toată inima și să nu ne asemuim cu lumea unde trăim. Doamne, Tată, te rugăm, toți aici cât suntem, venim ca să mijlocim pentru frații ce iubim, pentru frații noștri care au icoana vorbitoare. Nu-i lăsa ca iconița să le fure pocăința, or să spună în sinea lor căci ești bun și îndurător. Și de trece cu vederea, chiar le vei ierta șederea în fața icoanei care duce lumea la pierzare. Doamne bun și îndurător, ai milă de pruncilor care poate s-au uitat la vreun lucru necurat. Și dacă te-au întristat, nu li-l ține ca păcat. Întărește-i azi, Părinte, ca de-acum înainte să se pocăiască toți, mame, tați, bunici, nepoți, și privirea să-și o pună sus la tine, la cunună, și care s-au amăgit până acum și-au privit la icoana vorbitoare, Doamne, dă-le azi iertare! Și la toți aceia care vor intra în ascultare, la toți care vor lupta ca să facă voia ta, fraților cu înțelepciune, ascultați ce Domnul spune și de veți primi mustrarea, stricați la cel rău lucrarea, căci tovărășia rea de-o bagi în casa ta, strică obiceiuri bune, Biblia așa ne spune. Vulpile mici, frățioare, strică via când e în floare, veți spune că ați citit că tot este îngăduit, însă Dumnezeu ne spune că nu toate ne sunt bune. Ne spune Iisus Hristos că nu toate-s de folos. Deci, popor de pe pământ, botezat cu Duhul Sfânt, unde-i Duhul Sfânt, măi frate, când în inima ai de toate? Filme, știri, telenovele, ăstea-s vulpile mititele, fiindcă al tău televizor e tatăl minciunilor. Și-ai văzut și tu prea bine cu câte minciuni te ține și guvernul și senatul că-l slujesc pe necuratul. Deci, ce ai de învățat de la acest aparat? Să nu spui că te mai uiți la program cu pocăiți, fiindcă pocăiții, frate-s, pe genunchi, nu stau pe spate, tolăniți pe canapele, privind la telenovele. Cei smeriți și pocăiți, la rugăciunii găsiți, și orice lucru este dat, de nu-i binecuvântat, de Stăpânul Sfânt Ceresc, ăla-i lucru diavolesc. Fii fecioară înțeleaptă, recunoaște-te și îndreaptă, ce ai greșit dându-i onoare la icoana vorbitoare. Poate ai mai încurajat și pe alții la păcat. Ascultă îndemnul, frate, nu-l cocoloși la spate. Dacă vrei învățătură, să privești doar în Scriptură și atunci vei fi sănătos și pe placul lui Hristos, iar privirea să-ți o pui în dreptarul Domnului, căci de acolo vei afla drum spre împărăția sa. Și pe această cale, frate,
nu vei găsi aparate. Spre cer te călăuzește, Duhul Sfânt de te însoțește. Sus în cer, la Dumnezeu, n-o să vezi niciun releu, nici stații, nici microfoane, videouri cu butoane. De vrei cu Iisus Hristos, învață de aici de jos, să trăiești după scripturi, fără multe aparaturi și fără televizor, de al negru sau color, că icoana dracilor și te duce în iad ușor. Dragii mei, eu azi v-am spus, voia Tatălui de sus, ce mi-a dat, v-am anunțat, m-am spălat ca și Pilat. Voi să faceți cum doriți, dar vedeți să nu greșiți, fiindcă mântuirea, frate, n-o mai afli în altă parte. Mulțumesc, iubite tată, că le-ai mai vorbit odată, la cei care au știut, dar care s-au prefăcut, că icoana vorbitoare nu e un păcat prea mare. Eu nădăjduiesc, părinte, că prea sfintele-ți cuvinte va trezi pe aceia care au și azi televizoare și-or lua în serios sfatul cel prețios. Dar, pentru că ne-ai vorbit, tot poporul tău iubit îți aduce mulțumire, slavă multă și mărire. Binecuvântat să fii de acum și în veșnicii, sus în cer și pe pământ, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin, amin, amin.